Bun găsit tuturor la noul proiect cultural motivațional sub genericul Imagini și Cuvinte. Este un proiect inițiat, propus și coordonat de poeta și profesora de limba și literatura română din Câmpul Lung, doamna Anca Daniela Lovin. Bine ai venit, dragă Anca, bine ai revenit la Centrul Cultural Pitești. Bine v-am găsit! După ce ne-ai mai bucurat cu un alt cadou cultural, ți-ai lansat aici o carte de versuri. Dar de data aceasta ți-a plăcut, te-ai atașat de noi și de familia noastră, astfel încât ne-ai propus și noi ne-am bucurat foarte mult și bineînțeles invitația a venit și din partea noastră să colaborăm la acest proiect cultural motivațional Imagini și Cuvinte și pentru prima ediție ne-ai propus o nouă temă, Bucurii Cotidiene, sau ne-ai propus drept temă Bucurii Cotidiene și invitatele speciale de astăzi sunt doamna Magda Grigore, doamna Zizica, te rugăm să ne o prezint și pe... Și Ana Lemnaru, eleva mea și cântăreață foarte talentată. Bun, iar astăzi ne va prezenta așa o lectură din cartea ta pe care ai lansat-o la Centrul Cultural, dar nu am reușit să-ți ascultăm sau să citim toate poeziile, astfel încât astăzi avem această ocazie. Încă o dată îți mulțumesc pentru acest gest de a veni alături de Centrul Cultural Pitești cu încă un proiect cultural, un proiect pe care îl dorim de cursă lungă. Te felicit încă o dată pentru activitățile culturale și pentru modul în care știi să le faci o altfel de educație elevilor tăi. Mulțumesc pentru prezentare. În primul rând să-i mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns, pentru că a fost o ploaie torențială și grindină și suntem puțin sub efectul ei. Și acum să ne concentrăm asupra artei și să ne bucurăm de întâlnirea noastră. Prima întâlnire a proiectului se numește Bucurii Cotidiene și de aceea o să vă citesc o poezie scrisă recent pe care am intitulat-o chiar așa, Bucurii Cotidiene. Cu tine n-am să mă plictisesc niciodată. Ba da! Ai să te plictisești, ai să simți că ploapele sunt grele, ca și cum ar fi de gips, ai să simți că inima ți-e goală și rătăcită, că vrei să alergi ca un armăsar pe pajiști înflorite la nesfârșit, că vrei să simți sub copite miros de iarbă proaspă zdrobită, că vrei să te zgârie ghimpii trandafirilor, numai de dragul de a simți mângâierea petalelor. Ai vrea să fugi prin păduri în care verdele nu se veștejește, să adulmești flori care nu se scutură niciodată, să călătorești pe mări tulburători de albastre și de furtunoase. Dar sunt doar eu lângă inima ta, speriată ca o ciută amenințată de timp, fermecătoare ca o cadână în dans, binecuvântată cu o secundă de dragoste. Și acum, după această lectură, aș vrea să vă prezint o prietenă dragă, pe Zizica Mihai, care este un artist deosebit de sensibil și de inspirat. Și îi dau cuvântul să prezinte minunățile pe care ni le-a adus. Bine v-am regăsit! Astăzi am adus câteva obiecte, două icoane, cu intrarea Domnului în Ierusalim și aș vrea să vă îndemn să lăsăm pe Iisus să intre și în inimile noastre și o altă icoană, un model mai nou cu care se cheamă Maica Blândeții sau Smereniei. A fost proiectată în 2019, mi-a fost comandată de cineva și chiar am căutat că este un pic atipică, întrucât Mântuitorul nu este prunc, așa cum îl vedeți stând în poala mamei, să nu zic chiar în brațele, parcă așa. Și am fost foarte bucuroasă să o lucrez și să o pictez, cu atât mai mult informându-mă despre acest model, care vă spuneam că se află în Biserica Învierii, în Tbilisi, în Georgia. Revin prin a vă spune că îmi iubesc foarte mult meseria, este împlinirea mea ca om, mă redescoper în fiecare zi, mi-aș dori să fie
mai mult timp, așa, să se dilate timpul. Că parcă nu e suficient pentru câte proiecte și câtă inspirație trimite bunul Dumnezeu. Nu duc lipsă niciodată de inspirație, nu mă plictisesc. Și mi-a pus Dumnezeu foarte mult dar. Și foarte multă energie, pentru că ești o persoană energică și tot timpul însuflețită. Niciodată nu te văd așa cu energia scăzută. Mie mi se mai întâmplă, recunosc, dar tu tot timpul ești motivată. Este adevărat. Mă încarc și de la florile care le-am acolo unde eu mi-am aranjat un mic atelier și trebuie să căutăm fiecare din noi să ne luăm energia, în primul rând, din exterior. Că slavă lui Dumnezeu că a fost atât de darnic cu noi, încât ne bucură sufletul, ne mai vorbim de soare, de lună, de tot ce ne înconjoară. Și de grindina peste care am trecut împreună. Care, dacă asta a fost voia lui Dumnezeu, o fi știm de ce ne-a dat-o, că o merităm. Suntem bine, da. Am scăpat cu bine, l-am înduplecat până la urmă pe Bunul Dumnezeu să nu ne lase, că era un pic speriat, te recunosc. Pentru că era măricică grindina și tot țineam și parbrizul cu o iconiță acolo. Trebuie să avem nădejde la Dumnezeu. Că dacă avem nădejde, nu ne las. Asta, prin asta concluzionez. Cele două icoane sunt în spate, da? Se văd foarte bine. Și aș vrea să ne spui câte ceva și despre obiectele sculptate, despre cruciulițe. Am adus câteva iconițe sculptate în scoarță, care pentru mine sunt reprezentative prin sensul că sunt unice prin scoarță. Dacă mă căutați, ăsta e un reper despre mine. Cam așa am apărut eu inițial. Am început de altfel cu sculptura. Și încerc să continui viața care, după cum știți, mai există în fiecare bucățică de lemn. Făcând sfinte cruci, candeluțe, cruciulițe, acolo cu câteva cuvințele despre obiectele care eu le prezint. Mulțumim și o să mai discutăm în continuare, dar acum să trecem și în altă zonă și o să rog pe doamna Magda Grigore, scriitoare cunoscută, critic literar, profesor de limba și literatura română, să ne citească ceva din creația dumnea ei. Înainte să citesc, vreau să te felicit pentru proiectul acesta. Mulțumesc! Să-ți urez succes! Doamne ajută să fie! Să aduci mereu oameni interesanți și oameni care au de arătat celorlalți cum își petrec timpul, cum își consumă energia și ce fac pentru bucuria celorlalți implicit. Iar despre lectură vreau să spun că așa, sub inspirația acestui iulie, mi-am luat din bibliotecă două antologii care au apărut la Festivalul Internațional de Poezie, Nopțile de Poezie de la Curtea de Argeș. Mi-este dor de acest festival care a durat 25 de ani și care s-a terminat prin faptul că poetul Dumitru Meion nu mai trăiește. A fost un eveniment extraordinar pentru județul nostru, pentru județ, pentru țară, pentru orașul Curtea de Argeș. Iar dintr-una din antologie am să vă citesc un poem. Poem pentru mama mea. Mama mea era o ființă cu somn îndoielnic, cu mâini galbene de trudă și cearcăne, sub care se ascundeau uneori mările. Mama mea era puntecul lumii acesteia, al tuturor lucrurilor vii care se mișcau odată cu mine. Ea singură se lupta de dimineață până în seară cu întâmplările răzbunătoare. Hotărâtă își purta copiii în brațe, ofrandă adusă unui zeu hidos, fără să se împotrivească, fără să vorbească,
îi pregătise încă de la naștere. Noi nu simțeam deloc durerea timpului. Încrezători creșteam pe eșafodul propriilor oase. Mama mea era o ființă întunecoasă în bucuria ei de a trăi. Încă mă visez deseori copil. Cum îmi ia capul în mâini și îl îngroapă într-o miere putredă a nădejdii. Mulțumesc și trebuie să trec peste emoția pe care mi-a provocat-o acest poem, pentru că și în sufletul meu există aceeași umbră sau aceeași bucurie, până la urmă să nu ne mai gândim doar la dispariție, să ne gândim și la bucuria de a fi avut mame atât de iubitoare. Și poemul tău deschide o mulțime de teme. Eu, cel puțin, pe parcursul lecturii, m-am gândit la două dintre ele, la bucuria de a fi mamă. Și bucuria de a fi copil. Întărită de responsabilitate și, pe de altă parte, responsabilitatea pe care o simți acum ca adult și cu gândul la copilul care ai fost, dorindu-ți să fii un părinte foarte bun, responsabil, da? Asta este întotdeauna o provocare pentru fiecare părinte și cred că din toate epocile, nu numai, că noi spunem că epoca actuală este o provocare mai mare, dar cred că așa este pentru fiecare, da. Vrei să ne spui ceva despre poem sau ai spus tot ce trebuia spus? Nu aș spus. Putea să spun ceva în plus despre poem decât ceea ce am spus da. Acolo. Poate faptul că, într-adevăr, mama mea este o temă, este o temă în sine pentru mine. Așa cum ai spus și tu, probabil că este o stare unică pe care o trăiești cu gândul că viața ți este dăruită de cineva și acel cineva a respirat până în ultima clipă pentru tine. Da. Da, este o temă și... Care se leagă foarte frumos de ideea de jertfă, că avem cele două frumoase icoane în spate. Exact. Și cred că Dumnezeu a pus o fărâmă din ființa sa în sufletele noastre atunci când ne-a dat darul de a fi copii și părinți. Da. Bun, și acum să mergem mai departe și mi-am propus să vă vorbesc despre o carte pe care am citit-o de curând și care îmi place foarte mult. Se numește Iubire cu imic. Este o carte scrisă de un scriitor spaniol, Frances Mirales. Probabil că ați auzit de el, pentru că promovează și metoda Ikigai. Este o metodă care aduce o stare de bine, te ajută să găsești fericirea, pe care noi am pierdut-o că ne-am rătăcit în cotidian, nu în bucuriile cotidiene, în tristețea cotidiană ne-am rătăcit. Și mi-am și notat câteva idei cu privire la această carte, pentru că este vorba despre un profesor universitar, ajuns la o vârstă medie, să spun, și care se simte extrem de singur și se teme că va muri singur și că nici măcar nu va fi găsit prea curând. Și atunci, cu aceste gânduri pesimiste, descoperă dragostea, dar descoperă dragostea într-o manieră foarte neconvențională sau poate obișnuită, prin intermediul unui pisoi, pe care îl și botează rapid Mishima, pentru că își aruncă ochii și vede denumirea autorului pe o carte. Și acest pisoi știe să intre în casa și în inima lui, pentru că profesorul nu a avut de gând să adopte acest pisoi, dar el a fost extrem de convingător. Apoi se împrietenește cu un vecin în vârstă, pe nume Titus, și acesta îi atrage atenția asupra faptului că se poate să apară o întâmplare magică
în viața lui și să fie pregătit să o primească. Termenul japonez ar fi satori pentru acest act magic. Și mie mi-a plăcut foarte mult și o altă temă. Este vorba de tema familiei, pentru că între protagoniști și sora lui era o răceală produsă, mă rog, de evenimente diferite și îi făcea o vizită protocolară de anul nou. Și înainte de această vizită se plânge lui Titus că o să mă duc și nu o să ne înțelegem așa de bine ca de obicei. Iar acesta îi dă un sfat pe care l-am notat pentru că e bine să-l urmăm fiecare dintre noi. Ori de câte ori te apucă ciuda pe cineva, aplică formula asta. Fă exact pe dos de cât ai impulsul să faci. Crede-mă, face minuni. Și într-adevăr s-a produs o minune, pentru că sora lui a fost atât de surprinsă de bunăvoința lui, încât l-a întrebat dacă nu cumva este beat. Repararea acestor relații interumane pregătesc apariția iubirii, apariția adevărată a iubirii, ca să spun așa. Este vorba de întâlnirea cu Gabriela, o fată pe care nu o văzuse de 30 de ani și care îl sărutase într-o manieră neobișnuită, atingându-l cu genele pe obraz, un sărut de fluture, după cum îi spune fata. Și atât vă spun despre această carte, o să-i repet titlul, Iubire cu imic este. Și vă recomand, o să vă dea o stare de bine și o să cred că veți fi bucuroși că, după ce o veți citi. Și în continuare am să o rog pe Ana Lemnaru, talentata mea elevă, care nu o să poată cânta din cauza unor probleme tehnice, dar o să o rog să citească o poezie, o poezie din creația mea. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și că mi-ați dat onoarea a doua oară să mă aflu aici și să vă spun că chiar mă emoționează foarte mult creațiile dumneavoastră și că chiar îmi transmit așa o stare Asta unică. E o bucurie, pentru că o să avem o discuție după ce vei citi, apropo de lectură, pentru că ea este eleva mea și asta este într-adevăr o problemă interesantă. Mai citesc sau nu mai citesc tinerii? Pe care citesc. Strălucire lăptoasă. Fulgii mângâie pământul însetat și se dăruiesc lui. Gândurile răslețe dansează și sufletul devine ușor și plutește în bucuria zâmbetului de copil. Prezentul se întinde leneș și fericit, fără trecut și fără viitor. Încălzit în arome de portocală, fascinat de întinderea albă. Poveștile contemporane sunt la fel de frumoase privite de copaci fantomatici și spuse de glasuri calde. Mulțumesc, Ana! Mulțumesc! Și acum putem să avem o scurtă discuție cu privire la lectură și o să pornesc de la o idee dată de un elev care atunci când era în clasa a noua a zis că el vrea să cunoască un scriitor. Eu nu publicasem încă nicio carte atunci, prin urmare nu m-am putut autodefini astfel, dar i-am spus că voi face tot posibilul și într-adevăr Dumnezeu ne-a ajutat și au venit la Colegiul Național din Nicu Golescu, unde predau scriitori invitați și, prin urmare, ei au văzut că scriitorii nu sunt numai cei din cartea de literatură care ne chinuie, ci sunt și niște persoane cu emoții, cu trăiri, cu bucurii și cu probleme. Și am să o întreb pe Ana ce o motivează pe ea să citească. Ea este și artist, cântă extrem de frumos. Prin urmare, versurile sunt foarte importante pentru ea.
După părerea mea, atunci când citești, e ca și cum vrei să te rupi de realitate și să poți să îți permiți să visezi, să interpretezi o viață pe care tu nu o ai, să te pui în locul unor persoane, să înveți din încercările lor și să ai oportunitatea de a experimenta și de a învăța lecții fără să le trăiești pe pielea ta neapărat, cât doar să le studiezi și să afli despre ele, despre povestea oamenilor, despre pur și simplu tot ce au reușit ei să gândească, să scrie, să realizeze. Da, mă bucur pentru că ai punctat niște idei foarte importante. Nevoia omului de evadare, da? Și de evadare într-o zonă a frumuseții. Și pe de altă parte, ideea de a învăța din experiențele personajelor, care eu zic că este esențială. Uneori chiar mă gândeam că de la personajele lui Dostoievski am învățat să nu fac anumite greșeli capitale, da? Lăsând la o parte stilul extraordinar pe care îl cunoaștem cu toții, al acestui mare scriitor rus. Am să îndrăznesc să o întreb și pe doamna profesoară Magda Grigore despre acest... Este asta o problemă spinoasă a lecturii sau ne place nouă să o aducem astfel în față? N-aș putea să spun că este o problemă. Este o problemă, sigur că în prezentul pe care îl trăim s-au produs niște modificări. Eu aș putea să le numesc chiar niște metamorfoze, adică nu sunt reversibile. A fost o perioadă de tranzit în care copiii s-au zbătut să mai citească. Iată că trece, cred, și perioada asta de tranziție, vor rămâne câțiva care vor citi, sunt sigură că încă citesc, încerc respectabil, nu știu, să-l apreciez, dacă vrei, procentual, dar este clar că procesul lecturii s-a diminuat. Noi, care ne-am format cu cărțile, cu... A spus cineva chiar aici în sala asta o vorbă pe care mi-o amintesc, ne-am format atunci când bibliotecile erau internetul, da? Nostru, acela era internetul nostru. Noi nu ne putem despărți de plăcerea de a citi. Dar încet, încet, generațiile de acum nu vor mai reuși să cunoască această plăcere și, prin urmare, nu vor mai citi sau nu vor mai citi clar la fel ca noi. Au alte plăceri, au alte posibilități de relaxare, au alte posibilități de informare și lectura va rămâne probabil pentru câțiva care vor ajunge să simtă deliciile ei. S-au întrebat nenumărați intelectuali ai prezentului, mă gândesc la Mircea Cărtărescu, care a scris cei cu cititul ăsta, la cititul și scrisul lui Manolescu, la Dansul cu o carte și alte titluri cunoscute în zona aceasta, s-au întrebat, mai este necesară lectura? A fost și aici o dezbatere, mai este necesară lectura și mai sunt necesare bibliotecile la Centrul Cultural cu Octavian Helsa Chelarie. Chiar am scris un articol despre dezbaterea aceea. Întrebarea ascunde sub ea chiar răspunsul. Sigur că este necesară lectura, este necesară cartea, este necesară biblioteca, dar nu vor mai rămâne niciuna în formele pe care noi le-am cunoscut. Asta este. Doar trebuie să-și schimbe fața. Da. Pentru că moda există dintotdeauna și va exista atâta timp cât va exista civilizația umană. Numai că trebuie să-și schimbe. Un singur lucru vreau să accentuez, apropo de ce a spus eleva ta, e adevărat că la vârsta aceasta îți place să evadezi din realitatea care ți se pare
în culori terne față de, sigur că în comparație cu visurile, aspirațiile, dorințele unui adolescent, realitatea este ternă și pentru noi a fost la fel. Și, da? Și pentru adulți nu este ternă? Pentru adulți mai puțin ternă decât pentru ei. Și ei citesc, cei care citesc, pentru a evada, ea a folosit cuvântul ăsta, da? A evada din realitatea aceasta, da, este un început bun. Mai târziu va citi tocmai ca să intre în această realitate și să o înțeleagă. Da? Deci noi citim acum ca adulți, nu să evadăm, ci ca să înțelegem această realitate. Pentru că literatura, în general, cartea și lectura, cititul nu ne ajută mai târziu, nu mă refer la tineri, nu ne ajută să plecăm undeva, ci ne ajută să cunoaștem și să ne autocunoaștem. Asta este singura mare pierdere pe care o vor avea adolescenții care nu vor citi. Cartea este clar o cale prin care se vor cunoaște, se pot cunoaște și pe ei și lumea în care trăiesc. Da, eu cred că foarte bine ei se pot convinge unii pe ceilalți să citească. De exemplu, Ana are o colegă, Teodora Moiceanu se numește, care în fiecare pauză și în fiecare timp mort al orei, când se face prezența, se nu știu ce situații se dau, că există tot felul de situații, nu ne plângem de ele, Teodora are o carte la îndemână, o deschide, apoi când se revine la actul didactic, ea o închide cu discreție și își vede de treabă. Este singurul exemplu de acest fel pe care l-am văzut, dar întotdeauna ea este o sursă de inspirație și poate să le deschidă calea și altora. Pentru că eu cred că este mult mai ofertant să-ți recomandă o carte o colegă de clasă decât profesoara de română. Sunt conștientă de asta. Da. Și apropo de evadare sau de bucuria de a scrie și de a citi, am să mai citesc un poem. Intitulat Armonie. Astăzi vreau să-mi întind brațele către razele soarelui, să mă mângâie blând și să intru în această horă a splendorii în care dorul de tine nu s-a născut încă. Să alunec în ritmul acesta al unei vieți în care frica se dezintegrează ca o înghețată topită pe care o gust ca o adolescentă încrezătoare așezată pe o bancă de la marginea lumii. Să mă las îmbrățișată, fără ca vreun regret să-mi îmbrască bucuria și să umblăm fericiți printre clipe, până ce respirația se va preface în mireasmă de măr înflorit. Și în continuare, am să o invit pe Zizica să ne vorbească despre discipolii ei, pentru că o temă importantă sau o misiune a fiecărui om este să ducă mai departe ceea ce face cel mai bine. Și putem face asta doar pentru cei care au viitorul în față, da? Elevii noștri, și ea are astfel de elevi. Sigur, ei sunt foarte captivați de felul cum se lucrează lemnul. Bineînțeles, cu măsurile de rigoare, în sensul că au fost mitite, în general, ucenicii mei și există riscul de a se accidenta, dar important e că își doresc să revină. Acum suntem într-o pauză, unii dintre ei au fost cu niște examene, alții au luat altă, mă rog, au descoperit că au și alte pasiuni. Acum, în luna aceasta, deja se anunță alții învățăcei. Concluzionez prin a spune că nu-și doresc să mai plece. Și e un pic greuț. Cred că mă stresesc cel mai mult de teama de a nu se tăia. Da, vezi, n-ai reușit să te desprinzi de frică. Nici eu n-am reușit să mă desprind. De asta nu. Cred că e normal că mă simt responsabil în față de ei, chiar sigur dacă le da. Explici. Ba chiar aveam, vă povestesc, un ucenic
care la un moment dat ascuțisem cuțitele, cuțitașele alea mici cu care eu lucrez, și el îi spunea la acel cuțit, cuțit de brânză. Unde e, doamna, cuțitul de brânză? Nu știu. A, l-a spitit, l-am găsit, doamna. Nu vă spun ce s-a tăiat. E, n-ai vrut cuțit de brânză. Că eu știam din prevenție, poate că trebuia să-l pitesc mai bine. Am avut bucuria să-mi povestească Horia, care avea 8 ani, deci cred că acum are 9. La prima lui încercare, când eu mergeam într-un loc la Câmpul Lung și încercam să le deprind așa din bucuria asta pe care eu am sculptând, se fac o cruciuliță foarte frumoasă, bineînțeles în scoarță, fiind mai moale și permițându-le după vârstă și după forța care o au ei la mici fiind. Atâta bucurie a avut că a luat-o cu el în pat și dimineața și-a dorit să o dăruiască profesoarei la școală, cred că profesoară de religie, și era foarte necăjit că între timp, cum a dormit el pe acolo, nu mai găsea dimineața și mi-a povestit mama că a avut așa bucurie și l-am simțit și tot timpul, de fiecare când venea fratele un pic mai mare, mai îndrăzneț încerca să abordeze el altă temă, nu neapărat ce încercam noi să facem. Cred că sunt un pic cam mici, acum nu știu dacă și părinții doresc să continue, că practic acum nu mai am niciun elev, dar poate vor reveni, poate o să-și amintească mai târziu și o să rămână acolo în sufletul lor și o să încerce, cum de altfel am cunoscut foarte mulți oameni care au spus că în copilărie au meșterit cu un cuțitaș sau când mergeau la școală, cum erau acele, nu mai știu exact cum se chema, probe practice care se făceau, existau acolo tot felul, atelier. Lucru manual, cred că așa se numea pe vremea mea, lucru manual așa, când noi nu împleteam din pănuși de porumb, existau niște activități de astea mai potrivite așa pentru la țară, să spunem, dar care am observat că și amintesc majoritatea cu multă plăcere și de altfel și la multe evenimente la care eu participam și întâlneam o grămadă de oameni, își aminteau cu nostalgie, copii fiind, când mergeau poate la Casa Pionierului și încercau, eu mărturisesc că la 27 de ani mi-am descoperit acest talent de a sculpta, s-a lipit foarte mult de mine, adică e peste tot, în fiecare celula mea. Și le transmis și elevilor tăi această bucurie, cu siguranță. Da, și asta e foarte important. Că le transmit și eu mă bucur în primul rând pentru ei că tineri fiind mult mai devreme pot să-și descopere ceva ce produce multă bucurie. Cred că îmi împărtășiți ideea, întrucât fiecare din noastră, pe lângă profesie, există ceva acolo de suflet care vine din interiorul nostru și cred că fiecare din noi trebuie să lăsăm și să facem vizibil sau să dăruim și celorlalți ce noi avem în interior. Da. Eu asta am simțit. Există multă bucurie pe care pe mine mă echilibrează și într-o lume în care trăim, care e destul de îmbolburată, cu de toate, trebuie să avem fiecare din noi ceva acolo în suflet care să ne echilibreze și care să ne facă să trecem mai cu ușurință peste să mergem mai departe zi. Cu bucurie. Da. Sigur, da. Există. Pentru că, într-adevăr, îndatoririle cotidiene pot fi foarte apăsătoare și trebuie să găsim un refugiu. Și apropo de dorința asta de a duce talentul mai departe, știu că se spune că o zi este frumoasă în funcție de semințele pe care le-ai plantat. Da? Și putem să spunem că astfel plantăm niște semințe roditoare. Ieri, dacă tot ați adus vorba de plantat, fac o paranteză spunând că am plantat un castravete care mi-a ieșit într-un ghiveci și care l-am plantat în jumătate de cartof. Printre altele, mi-am descoperit și bucuria asta. Tu ai și alte talente, cu privire la grădinărit. Da. Eu nu pot să mă laud cu așa ceva, dar după cum se spune, darurile sunt împărțite. Și aș vrea să vă aduc în discuție un articol din revista Dilema Veche, pe care eu o ador și pe care o citesc în fiecare săptămână. Dacă nu, cumva, îndatoririle cotidiene mă împiedică, că se mai întâmplă și asta.
Și am să vă aduc în discuție un articol care mi-a atras mie atenția, dar fiecare poate să găsească altceva în această revistă. Este un articol al Andei Docea, intitulat Fericitul Hazard. Și este vorba despre un cuvânt care a făcut cariera acum câțiva ani. Este vorba de cuvântul serendipitate. Și este vorba tocmai despre ceea ce vorbea și Frances Mirales, despre un accident fericit, o surpriză plăcută. A căutat ceva și a găsit altceva. Și în toate domeniile au existat astfel de accidente fericite, le dezvoltă Anda Docea pe parcursul articolului, dar, apropo de ceea ce vorbeam mai devreme, că este important să învățăm ceva din ceea ce citim, trebuie să fie acolo un mesaj important, o să vă citesc câteva rânduri. Pentru ca serendipitatea să se manifeste în ce are mai bun, e de dorit să ținem ochii deschiși. Săpând după aur, s-ar putea să găsim diamante. Să privim situația din mai multe unghiuri, să căutăm soluții care țin de noi și să acceptăm că nu putem controla totul. Acum eu o să fac o remarcă, că cel puțin eu încerc uneori să controlez totul și asta nu mă face decât să fiu foarte obosită, dar nu mă pot detașa de această latură dominatoare pe care uneori aș vrea să o stăpânesc. Și în continuare, autoarea spune, inimile noastre sunt deja la locul potrivit. Mai trebuie și mintea să țină pasul. Iar din toate rămâne într-adevăr o poveste bună, iar obstacolele sunt cele care fac povestea mai captivantă. De fapt, de cele mai multe ori, obstacolele sunt povestea. Apropo și de întâmplarea noastră, care era să ne împiedice astăzi să desfășurăm emisiunea. Și în continuare o să rog pe doamna Magda să mai citească ceva din creația dumneaei. Dragostea merge pe ape. Îmi place uneori să privesc marea, crescută din limbile de pământ devastat în timpul furtunilor tainice cu patru dimensiuni. Îmi place să aud, să văd, să simt cum mă trage în adânc melancolia mării care devoră. Îmi place să ascult apele foșnind, plutind și căzând ușor printre degetele lumii, cum se adună în lăuntrul ei, în fiecare trup în care a prins rădăcini nevăzute un chivot. Tu crezi că marea este doar o vastă întindere de apă cu viață diferită de a noastră. Îți place să o privești liniștit pe o plajă nocturnă, îngândurat, cercetând în magrove sau cu brațele deschise, luminos, în superbele estuare. Dar eu știu că dragostea merge pe ape, că marea s-a prăbușit odată în pieptul tău ca să poți să te naști. Dacă mi-apropii urechea încet de tine acum, pot să ascult cum și-aruncă apa pe diguri, cum sapă în oase și în vis. Sângele din venele urechilor mele aleargă cu mii de noduri marine, însingurat, să asculte cântecul mării din tine. Eu știu că marea este o apă curgătoare, că vine dintr-o veche mitologie, în care zeii s-au luptat pe viață și pe moarte pentru pacea totală a clipei de acum. Când marea din tine va pleca și întrebările
nu te vor mai lega ca niște frânghii de lumea de afară, cuvintele vor fi luate de ape și trupul tău va fi numai sare. Când viața va cădea din apele de suprafață în apele negre, anoxice, și doar strigătul pescărușilor va sfâșia cerul, atunci dragostea va merge mai departe pe ape în căutarea altor semințe aflate într-o continuă așteptare. Foarte frumos și... Nu am ales, am citit ce a fost în antologie pe rând. Eu aș vrea să remarc un vers care mi-a transmis mie foarte multă emoție, faptul că dragostea merge pe ape și tristețea noastră apare în viață atunci când dragostea nu mai merge pe ape, când începem să ne scufundăm și trebuie să cerem și ajutor, să rămânem la suprafață. Da, mi-au mai atras și alte metafore atenția, numai că n-am reușit să le rețin atât de repede. Și o să rog în continuare pe Ana să citească un poem. Trecerea. În urma noastră vor rămâne bătăile de inimă, alergând speriate pe trepte, temându-ne să nu ne pierdem și să nu ne găsim. Zâmbetele care ne-au mângâiat clipele, răsfățându-ne ca pe doi copii zburdalnici și triști, speriați de frumusețea fără de pată a iubirii, neliniștiți de jocurile de putere care ne fac să uităm că suntem muitori și care ne destramă uneori bucuria. Și frica de întâlnirea, care dacă s-ar împlini, ar știrbi frumusețea iluziei. Va rămâne dorul nesfârșit, rugăciunile care luminează trecerea și nu ne lasă să fim întunecați de singurătate. Mulțumesc, Ana! Aceasta este o temă care mă preocupă și pe mine, cum am observat că o preocupă și pe doamna Magda Grigore, aceea pierderii paradisului, dar, după cum spunea și Borges, paradisul este aici. Noi nu am plecat fizic din el. Noi am căzut spiritual din el. Nu ne-am refugiat în altă parte. Dar uneori avem nevoie și de cădere ca să ne bucurăm de ridicare, cred. Și o altă temă care a început să mă preocupe recent. Nu mai spune că suntem bătrâni. Nu mai spune că suntem bătrâni, că ne-am crezut vulturi sau zmeie colorate mângâind cerul, că am putut avea totul și am ales puțin. Am degustat cu atenție fiecare picătură de timp, fiecare secundă, ca pe o felie de pepene roșu, care devine mai dulce cu fiecare mușcătură. Nu mai spune să nu ne credem buricul pământului. Poate că suntem, pentru o clipă, poate tu mai mult decât mine, risipind bucuria ca pe nisipul din clepsidră. Foarte multă sensibilitate, sincer, m-ați... Mulțumim! Avem nevoie de... Chiar asta am simțit, așa, și parcă o dezgolire a trupului, a sufletului, așa, parcă ați... A sufletului. Da. Avem nevoie de această dezgolire. Uneori, poate că... pare riscant, dar autorul își asumă acest risc, pentru că, în primul rând, eu cred că arta este o terapie, în primul rând, pentru creator. Și el creează în singurătate. Apoi, receptarea este o altă problemă. Și este o problemă spinoasă, receptarea, pentru că nu știu cum să facem să ne preocupăm și de difuzarea acestor cărți minunate și acestor opere realizate de oameni precum Zizica, pentru că, practic, nu există un sistem. Există, de exemplu, instituții precum Centrul Cultural care ne ajută să promovăm actele artistice. Pentru că
există o dublă latură a creatorului. Creează pentru sine, dar creează și pentru ceilalți și nu cu egoism în sensul de a primi vreo recompensă. Recompensa va veni la momentul potrivit. Dar creează tocmai, apropo de ce spunea Ana, pentru ca ceilalți să se regăsească acolo, în durerea lui, în dragostea lui, în sentimentele lui, în umanitate până la urmă. E foarte adevărat. Dați-mi voi să intervin și să... Chiar te rog. Eu gândesc tu ești expertă în difuzare. Ai devenit expertă pe parcursul timpului, pentru că... Este foarte adevărat. Acum este foarte bine. Am trecut prin aceeași problemă pe care ai ridicat-o tu. Dar acum lucrurile curg de la sine, fără... Și de altfel, cred că fiecare nu ne trebuie să facem asta, că... Ca în poemul acela cu marea. Da. Oricum, ceea ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla. Nu trebuie să forțăm. Vor veni oameni, eu regret că nu au fost mai multe persoane care se bucure de aceste minunate versuri și gânduri care le-a spus aici, sincer. Parcă le-am strâns eu așa, dar sigur m-aș fi bucurat să existe mai multe persoane care să le pătrundă. Și probabil că trebuie să fie pregătite psihica om să poți să spătrundă aceste sentimente în suflet sau să le deșifrezi prin ceea ce scrie și prin ceea ce spuneți. Publicul să și educă în funcție de ceea ce îi oferi. Tu ai mare dreptate și îmi amintesc de o emisiune cu mare audiență la ProTV, nu mai știu cum se numește, era vorba despre dans. Și la un moment dat a fost pusă în scenă o secvență din Cocoșatul de la Notre Dame, de Victor Hugo. Și este secvența care a câștigat. Prin urmare, dacă publicului îi oferi așa ceva, dacă îi spui unui om, du-te și citește Cocoșatul de la Notre Dame de Victor Hugo, o să zică, du-te de aici liniștită. Dar acel act artistic a atras atenția și a câștigat și pentru felul în care a fost realizat. A fost interpretat de Marius Manole în rolul principal și prin urmare publicul se educă. Dacă nu-i oferi mare lucru, n-are ce să recepteze. Dacă îi oferi tot ceea ce ai mai bun, cu siguranță se va bucura. Cred că trebuie noi, fiecare individ, să ne educăm și să luăm ce e frumos, fără să ne gândim la tot ce ne împovărează, că nu ne sunt de niciun folos, așa că avem de ales să înlocuim acele stări. Cel puțin așa când albești, parcă totuși încep să gândești altfel și să nu mai preț. Spune că suntem bătrâni. Nu suntem. Nu. Chiar dacă albim, nu. Vă simțiți în suflet, nu are nicio legătură cu culoarea părului. Există o vorbă. Mi-a luat foarte mult timp să devin tânăr. Da, foarte frumoasă vorbă. Deci adevărat că ne-am lăsat. Ani de zile plecam. Și nu știam când e primăvară și când e toamnă. Constat acum. Și acum mă bucur. Exact. Și am o mare bucurie că am conștientizat și le văd. Și aud păsările ciripind. Cred că e foarte important. Și de altfel, și dumneavoastră cred că nu puteți crea și nu puteți să scrieți aceste rânduri dacă sunteți împovărați. Eu nu cred că pot să... Sau poate că sunt de altă natură... scrile dumneavoastră, nici de cum să transmită atâta emoții și atâta căldură și atâta sensibilitate, să... Sincer, pentru mine a fost o mare bucurie. Mulțumim! Este o surpriză extrem de plăcută. Mărturisesc sincer că nu știu exact când am citit o poezie. Reușesc să mai lecturez. Soțul și deși meu mai mult. Deși ne cunoaștem de atâta timp, nu am avut un moment... de lectură. Nu. Am apreciat atunci când ai postat și, sincer, m-am bucurat și mi-ai transmis bucuria. Chiar dacă era așa fugitiv. Asta e mare lucru.
Trebuie da. Fiecare din noi să fim pregătiți să primim aceste gânduri. O să citesc un poem care abordează de asemenea o temă care mă preocupă și cred că este o temă pentru fiecare om. Nesiguranță. Pășesc pe iluzii ca pe niște frunze de lotus. Trebuie să fiu ușoară ca să nu mă cufund în tristeți fără margini. Să dansez printre filele calendarului ca o cadână care se dăruiește timpului iar și iar. Uneori mă doare dragostea lui, alteori îi simt dinții în carne, dar sunt atrasă fără leac de scăpare în dragostea asta hipnotică și devin pe zi ce trece mai seducătoare ca să-l păstrez alături de mine, să nu-și ridice privirea din ochii mei, să-l farme cu mișcările șoldurilor și ale genelor, să nu vadă durerea din splendoarea apusului, să se piardă în bucuria prezentului și în raza strălucitoare a viitorului. Să te întreb în cât timp ai strâns aceste... Mulțumesc pentru întrebare, în foarte mult timp. Au fost scrise în diferite etape ale vieții mele. Cred că aceasta a fost la mai la început, așa nu, zic eu. Nu, aceasta este recentă. Cred că a fost scrisă anul trecut. E de bine, trecut. E de bine. Înseamnă că... Da? Da, sunt... dragostea plutește în aer. Așa am perceput-o okay. eu. După cum spunea Emil Brumaru, dacă îl citesc pe Emil Brumaru, un poet... extrem de sensibil, care a dispărut, din păcate, dar a rămas în urma lui opera lui și spunea că el, dacă nu e îndrăgostit, moare. Da? Cred că așa ar fi bine să fie pentru fiecare dintre noi. Sigur. Și m-aș bucura dacă cei care văd emisiunea ar citi un poem de Emil Brumaru. O să te rog să citești o poezie. Cu mare plăcere, nu mai pus în temă și n-am ochelare și mi-e teamă că... Da? Da. Bun. Cea mai mare plăcere nu, data a viitoare. A fost un impuls de moment, da. Cu tot dragul. Bine, prin urmare, Ana nu are nevoie deocamdată de ochelari, o să citească... Okay. M-am scris. M-am așezat lângă inima ta ca o... Șeherezadă. Ca o șeherezadă timidă, speriată de bătrânețe și de moarte. Mi-ai mângâiat creștetul și vrăjit am început să depan povestea. Să țes din roa cuvintelor o haină pentru dragostea noastră. Să-i țină de cald la plecare, să-i bucure clipele ca să se întoarcă, să alunge urâtul și plictiseala dincolo de marginea lumii și să ne țină alături. Cât timp inimile noastre se vor auzi una pe cealaltă. Ai țesut o haină pentru dragostea noastră, din privirile pe care mi le-ai dăruit, din valul cald care mă cuprinde când te simt, și povestea noastră se scrie acolo unde toate visele se împlinesc. Mulțumesc, Ana, și acum o să o rog pe Zizica să ne spună ce înseamnă a depăna. A depăna ține ceva de firea... Bineînțeles! Da. Aranja firele într-un gem. Da. Da. În sens denotativ. În sens denotativ. Da. Aici este în sens conotativ. Da. Numai că Ana, fiind mult mai tânără decât mine, nu a știut ce înseamnă a depăna. Și poate da. Explici și de Șeherezada. De Șeherezada eu i-am mai explicat și la... clasă, numai că aș vrea să vorbim aici despre Șeherezada, pentru că fiecare dintre noi suntem câte o șeherezadă și nu numai aici, la emisiune, unde vorbim despre literatură, ci pe parcursul întregii vieți. Pentru că întotdeauna trebuie să existe un individ care se afirmă în cadrul grupului să spună o poveste. Și nu ne putem imagina o zi din viața noastră, indiferent de condiții, fără a spune o poveste. Spunem multe povești pe parcursul fiecarei zile. Și asta face parte din farmecul vieții și din bucuriile cotidiene. Da?
Chiar dacă nu se spune, fiecare zi e o poveste. Da, cu siguranță se și spune. Da. Da, și trebuie și să o spunem astfel încât să-l menținem și pe sultan alături de noi, să-l păcălim, că dacă nu, evadează. Da. Doamna Magda, mai aveți un poem pentru noi? Mai citesc un poem, unul singur, pentru că poemele mele sunt mai lungi și nu... Foarte bine. Nu pot să... Mai e nevoie de lumina aia, că oricum e foarte cald. Pentru că am citit la început un poem dedicat mamei mele, acum ultimul poem este dedicat fiului meu. Un înger albastru. Împrejurul meu se află tot timpul un înger albastru. Râsul lui curge în amonte, limpede și grăbit. Împinge pereții camerei până intră înăuntru casei toată durata verii. Curge cu alge verzi și mușchi de ape la oaltă, le fixează pe inima mea, desenând peisaje vindecătoare. În fiecare zi mă întorc pentru el la capătul lumii. Iau totul de la început, refac poveștile și învăț să citesc din nou lumea. Sub ochii mei aleargă mugurul vieții din care curge lumina ca un râu în sunete zvelte, umple zilele mele nedescifrate grafeme, înscrise într-un papirus ascuns sub albia timpului. Râsul îngerului, cu două perechi de aripi, curge ca un râu vesel, adună conifere, amestec de ulmi și mesteceni, sălcii și arini, le răspândește în mine ca într-o calmă câmpie pe care au crescut tristeți organice. Zi de zi, sunetele îmi îmbracă celulele în coroane proaspete de fotoni. Pielea se face o pajiște plină de albăstrele și sângele deschis ca un câmp se umple de maci. Râsul îngerului trece pe lângă mine în fugă, pe aripi duce miros de levănțică și o cascadă de prospețimi care mi-amână înserarea. De dimineață până seara, râsul sonor strânge globulele roșii necesare vieții. Casa se umple de grădini suspendate, verdele curge peste reverii, râsul aleargă sprinte, îndesenează, deschide fereastra, lasă cântecul de greieri să curgă peste lume. Atâția ani am scris fără să știu că nu scriam decât scrisori către Dumnezeu. Scriam să lase liber râul să șerpuiască în aval, printre prundurile ridicate din pietrele aruncate în mine pentru totdeauna. Îngerul albastru aduce împrejur roa vie a vieții, oxigenul necesar tristeților mele organice. Chipul lui învelit în lumină este o aură. Îngerul albastru este amprenta lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că înainte de a citi acest poem noastră, eu la atelier am niște îngerași în lucru cu niște motive tradiționale. M-am dus cu gândul că îngerașii mei mă așteaptă să le pun culoare și mă așteptăm aceeași despre îngerul albastru. Da. Acolo cred că sigur se creează pe aici niște conexiuni, nu știu de... Da? Sigur că da. Dragostea curge prin ființa noastră și în umanitate și între generații, de la părinți către copii și de la copii către părinți și în actul artistic, desigur. Asta, iartă-mă că am intervenit, pentru că ne-am detașat între timp de faptul că a fost așa ploaie, acum cred că ne simțim așa mai deschiși și... Da, întotdeauna acțiunea ne face să ne simțim bine, da?
Da, și eu am ales să... Să ne simțim vii până la urmă. Să vorbesc, adică, despre alte lucruri decât despre obiectele mele, să zic așa, despre ceea ce simt și despre gânduri. Deci... Obiectele tale vorbesc ele în sine, deja. Așa cum fiecare operă are destinul ei. Da, e foarte adevărat. Da. Și apropo de operă și de intertextualitate, o să vă citesc un poem și apoi o să explic această introducere. Jocul nostru. Te joci cu mine și îți place să mă ademenești. Devenim maestri, îl jucăm cu poftă până la istovire, ca să fugim de Don Fernando. Știi cine e Don Fernando? Moartea. Până la urmă tot ne prinde, dar până atunci ne mai jucăm prin curte, iar jocul trebuie să fie atât de frumos, încât să înflorească trandafirii de dragul nostru, iar buzele tale să se joace cu inima mea, până când zborul nostru va pluti dincolo de timp și de carne, dincolo de adevăr și minciună, iar clipa se va face vis. Pe lângă faptul că poemul este de dragoste, există aici un personaj care este Don Fernando și care este prezent într-o piesă a scriitorului Radu Stanca. Dona Juana se numește și vă invit să citiți piesa de teatru Dona Juana, să vedeți ce rol are Don Fernando acolo. În continuare, o să rog și pe Ana să mai citească un poem, pentru că și actul interpretării aduce originalitate. Ești invidioasă, Ana? Simți așa câteodată că te atacă invidia? Nu prea, nu? Și eu mă descurc, mă înțeleg foarte bine cu invidia, adică atunci când simt germenii ei, chiar mă întreb dacă îmi doresc lucrul respectiv. Și dacă mi-l doresc, atunci fac tot ceea ce ține de mine să se îndeplinească. Da. Dacă nu, îl alung și mă liniștesc. Da? Poezia se numește invidia. Mă vizitează uneori, nepoftită. Mă irită cu fața ei vânătă de femeie frustrată. Ea lunecoasă și atacă rapid. Stai liniștit și deodată își varsă veninul direct în inimă, prin ochi. Te privește din oglindă cu două fețe. Ratarea se uită spre ieri și neputința spre mâine. Da, și prin urmare nu vrem să fim nici ratați, nici neputincioși, prin urmare să nu fim invidioși. Asta este concluzia. A fost o bucurie această întâlnire, cel puțin în opinia mea, și le mulțumesc invitatelor mele, Zizicăi Mihai, Anei Lemnaru și doamnei Magda Grigore, pentru participare și pentru felul în care și-au deschis sufletele în fața dumneavoastră și au încercat să ne comunice emoție și eu cred că au și reușit. Și noi îți mulțumim și îți dorim succes mai departe cu proiectul tău. Mulțumesc! Doamne ajută!